O relație dintre un bărbat și o femeie care este caracterizată de pasiune, angajament și intimitate poate fi numită relație de cuplu. Dacă dorința este focul dintre parteneri, atunci aceste trei elemente sunt cărbunii care întrețin și dezvoltă acest foc. Dar ce se întâmplă când ele nu mai sunt respectate? Datorită diversilor factori precum stilul de viață diferit, problemele personale, mediul toxic, slăbiciunile și insecuritățile fiecărui partener, lucrurile pot ajunge să nu mai fie ca la început. Relația de cuplu poate să-și piardă din farmecul ei inițial și chiar să se plafoneze de tot, ajungându-se la despărțire. Din fericire, acest lucru nu se întâmplă dintr-o dată. Efectele care duc în această direcție pot fi ușor observate și prevenite din timp. În acest sens, vreau să-ți ofer în acest video 4 principii prin care poți reanima pasiunea și dorința în relația pe care o ai. Nu este persoana potrivită, adevăr sau mit. Avem un ego fragil care nu suportă adevărul. E ușor de rănit și ne amăgește cu tot felul de explicații puerile cu privire la ceea ce funcționează și ceea ce nu funcționează la viața noastră. Astfel că evităm să ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce ni se întâmplă și aruncăm vina pe factori externi. Ego-ul are cu atât mai multă aplicabilitate în relația de cuplu. Tindem să dăm vina pe celălalt pentru că lucrurile nu mai sunt ca la început sau pentru că nu ne satisface nevoile. Ignorăm tot ceea ce am construit cu partenerul de-a lungul timpului, iar în mintea noastră apar din ce în ce mai multe idei contrare cu privire la ceea ce credeam despre el la început. Astfel, despărțirea culminează cu clasicul clișeu: nu era persoana potrivită. O explicație de 2 bani a creierului nostru pentru a justifica cele întâmplate. Problema nu este doar că pierdem persoana iubită, ci și că riscăm să cădem în același scenariu din nou și din nou cu alte persoane. Astfel nu vom ajunge niciodată să trăim iubirea reală. Persoana nepotrivită sau comportamente greșite. Avem tentația de a judeca un om în funcție de acțiunile sale și să-i atribuim diverse etichete. Spunem despre el că este bun, inteligent, zgârcit sau nepotrivit în relația noastră. În realitate însă, trăsăturile de personalitate sunt constructe abstracte, greu de definit. În schimb, ceea ce poate fi măsurat și interpretat este comportamentul unei persoane. Acțiunile sale trebuie judecate ca fiind nepotrivite și nu omul ca individ. Nu persoana face relația de cuplu să funcționeze, ci comportamentul persoanei face acest lucru. Așadar, nu persoana, ci modul în care te comporți față de el sau ea determină pasiunea și dorința din relația de cuplu. Asta înseamnă că aproape de fiecare dată cineva poate influența pasiunea și dorința celuilalt prin comportamentele sale. Clișeul cu "nu este persoana potrivită" e doar un basm. Poți face lucrurile să se întâmple. Comportamentele tale determină direcția în relația ta. Acum că avem mindset-ul potrivit, hai să vedem ce omoară încet relația. 1. Disponibilitatea excesivă. Ceea ce determină interesul pentru o altă ființă umană este un lucru fascinant. Oamenii au tentația de a oferi gratuit celuilalt timpul și energia lor, crezând astfel că îi va trezi interesul și va demonstra că îl iubește. Realitatea psihologică este că bunele intenții în actul dăruirii pot aduce exact contrariul. 2 lucruri sunt clare referitoare la natura umană. Suntem atrași de ceea ce reprezintă o valoare pentru noi și faptul că oamenii vor ceea ce nu pot avea. Dar lucrurile valoroase se obțin greu, iar incertitudinea cu privire la a obține un lucru ne face să alergăm și mai mult spre el. Din cele 2 rezultă că fiind disponibil în mod constant îți diminuează valoarea și atractivitatea în ochii celuilalt. Pur și simplu nu suntem fascinați de cei pentru care nu depunem efort să obținem ceva de la ei. Acest principiu nu este o șmecherie sau vreun truc prin care poți păcăli pe cineva, ci o funcție a comportamentului uman. Drept consecință, când întâlnești pe cineva de care nu ești interesat, ai tentația să îți oferi timpul și disponibilitatea într-un mod limitat și doar după propriul program. Însă când te întâlnești cu cineva de care îți place cu adevărat, ești dispus oricând să-ți oferi timpul și atenția ta. Luând-o logic, dacă nu ești atras de cineva care este mereu disponibil pentru tine, o altă persoană de ce ar fi dacă face exact același lucru? Soluția este să mergi împotriva instinctului și să oferi în mod limitat partenerului timpul și atenția ta, chiar dacă îți va veni greu. Dacă petreci mai puțin timp cu celălalt, asta poate dăuna într-adevăr conexiunii dintre voi doi. Dar într-o relație de cuplu trebuie să existe și atracție, nu doar conexiune. Dacă simți că relația de cuplu nu mai are aceeași pasiune de la început, devină mai indisponibil. Dar dacă există pasiune și dorință între voi doi, e timpul să duceți lucrurile la următorul nivel, prin conexiune.
Fii conștient pe care dintre aceste două ingrediente ai nevoie să le adaugi. 2. Lipsa unei vieți personale. Ideal ar fi ca relația să fie un domeniu din viața ta personală și nu invers. Dacă sfera vieții tale este ocupată doar de relația de cuplu, ea va deveni bolnavă, toxică, iar pasiunea și dorința vor muri de la sine. Viața este ca o roată de bicicletă care are mai multe spițe. Aceste spițe sunt reprezentate de domeniile din care este ea compusă: financiar, social, familie, relație de cuplu, sănătate și așa mai departe. Pentru ca roata sau mersul vieții să se învârtă și să meargă tot înainte, este necesar ca spițele să aibă aceleași dimensiuni. În caz contrar, roata de bicicletă nu s-ar mai putea roti. Dacă doar o spiță de bicicletă este intactă, iar celelalte defecte, te vei opri din mers. Când noi obținem plăcere dintr-un singur domeniu al vieții, din relația de cuplu în cazul nostru, inevitabil îi vom exagera valoarea și importanța. Partenerul din relație de cuplu devine întreaga noastră lume, iar pasiunea se va epuiza rapid. Ar trebui să te ocupi și de alte domenii în afara relației tale. Astfel, fericirea proprie să izvorească și din alte surse. 3. Lipsa sentimentului de câștig personal. Acest principiu se leagă de cel de la punctul 1. Dacă ești disponibil constant, nu oferi oportunitatea ca celălalt să investească timpul și energia sa pentru tine. Lucrurile care au valoare sunt cele pentru care depunem efort. Cu cât depunem mai mult efort, cu atât mintea va justifica investiția făcută pentru a nu avea remușcări. Asta e valabil cu atât mai mult în relație de cuplu. Nu-l faci pe celălalt să investească timp și energie pentru tine, atunci nu vei avea valoare maximă pentru el. Până când nu are gândul că este posibil să nu te mai aibă, aprecierea lui nu se va manifesta în mod implicit. Dar când îndoiala este indusă în ecuație, perspectiva se schimbă. 4. Cum îl faci sau o faci să se simtă? Simplu spus, o persoană te place pentru modul în care o faci să se simtă cu privire la ea însăși. E nevoie să-i oferi diferite emoții și să aibă o experiență emoțională unică în prezența ta. Ideea este să-ți exprimi aprecierea și iubirea pentru celălalt în mod sincer, dar nu obsesiv. Obsesivitatea și disperarea vin din insecurități personale care nu lasă iubirea autentică să se manifeste. Așadar, nu pune accent în primul rând pe cantitatea de timp investită pentru celălalt, ci pe calitate. Poți să te vezi cu o persoană chiar și periodic și să aveți clipe de neuitat dacă te comporți cum trebuie. Oferă atenția, afecțiunea și căldura de care ești capabil în timpul pe care îl aveți. Lasă conexiunea dintre voi să se adâncească în mod natural. Nu forța niciodată lucrurile. În concluzie, oamenii vor ceea ce nu pot avea și vor mai mult pentru ceea ce trebuie să muncească. Dacă ești disponibil tot timpul și nu oferi oportunitatea ca celălalt să investească timp și energie pentru tine, legătura cu partenerul din relația ta va deveni din ce în ce mai slabă. Introducerea unui element de incertitudine renaște instantaneu pasiunea. O persoană te place parțial datorită modului în care o faci să se simtă cu privire la ea însăși. Fă-o să se simtă bine și te va adora. Relația de cuplu este doar un domeniu al vieții. Ea nu trebuie să-ți definească întreaga ta existență, ci să o înfrumusețeze. Caută să fii bun în toate aspectele vieții tale, iar relația ta își va menține pasiunea ca la început. În încheiere, vreau să înțelegi că acestea sunt niște legi ale naturii umane, prezentate spre a fi înțelese și folosite în avantajul tău și nu niște trucuri care funcționează uneori. Aceste principii sunt legi care dictează comportamentul uman. Rămâne la înțelepciunea ta să le utilizezi pentru binele tău și al persoanei iubite. Dacă ți-a plăcut acest clip, oferi un like și un comentariu cu părerea și experiența ta despre acest subiect. Mai important, abonează-te la canalul Semped dacă te interesează psihoeducația. Până data viitoare, ai grijă de sănătatea ta mentală.